ruga între dumneavoastră și cei care sunt în interior, ținând cont că noi suntem din zonă. Asta poate noi. În momentul în care considerați. Încărcați de această apăsare care durează de mai multă vreme. Întrucât noi l-am așteptat în repetate rânduri, pe n-al prea simțit, am dorit să fim priviți de dumneavoastră. Am înțeles. Pentru că, bun, n-a venit Mahomet la munte, vine muntele la Mahomet, dar dorim să cunoască toate sentimentele acestea, să cunoască sufletul nostru de creștin, să cunoască gândurile, frământările, toate aceste lucruri. Și în primul rând să cunoască ce e Biserica din Moșum. Și apoi, în al doilea rând, o să discutăm despre acest eveniment nefericit care a declanșat deplasarea noastră aici. Pentru că am așteptat de ani de zile cineva să vină să dialogueze cu acești creștini care își duc credința cu multă tărie acolo, în biserica din Moșul. Deci vă rugăm dacă puteți să transmiteți asta. Am dorit să nu fie delegată, vă rog, să fim primiți. Sigur, toți sunt importanți din condițiile, dar am dorit să-l auzim pe un alt preasfințit. Alături de să transmite. Ce pot eu să fac? Să rog, să vină cineva. Sunteți foarte politicoși și foarte drăguți că ne acordați atenție, că ne dați sfaturi de bună conduită. Să știți că noi suntem creștini ortodoxi, credem în Dumnezeu, credem în Părintele Pomohat și credem în Biserica Ortodoxă Română. Amin. De aceea, noi considerăm că din respect pentru noi ca și creștini slujitori ai bisericii, se cuvine ca să vină un consilier cel puțin al preasfinției sale din Ireu, căruia să-i spunem ce anume dorim, de ce am făcut atâta distanță, pentru că eu personal am venit de la Constanța și am călătorit toată noaptea. Prin urmare, vă rog din suflet, nu se cade ca în fața bisericii să stăm să ne spunem păsurile unui jandarm cu tot respectul pe care îl port. Sunteți adus pentru a asigura ordinea și faza instituției creștine, dar vrem să discutăm cu secretarul arhiepiscopiei și în același timp dorim ca în biserică să se prezinte prelații în bisericii, ca să le spunem noi personal cine este Părintele Cristian Pomohat și după ce se face o cercetare conform procedurilor prezumției de nevinovăție, după aceea să se întrunească organismul specializat al bisericii pentru a analiza și a trage concluzia. Vrem să știm dacă concluzia a fost deja trasă și dacă cumva s-a și stabilit o hotărâre înainte de orice fel de anchetă, de orice fel de cercetare impusă de regulamentele bisericești și de legea statului român. Pentru că în ultima instanță suntem cu toții cetățeni ai statului român. Iar Constituția României spune că nimeni nu e mai presus de legea dar nu vă pot promite, dar nu vă pot promite la ce nivel noi vrem să transmitem acest mesaj. Dacă credeți că nu vă este permis pentru că sunteți militar, vă rog să fiți sigur să ne spuneți. Nu vrem să asistăm la o ascensiune. Deci, domnul Maior, iertați-ne, acum vine de la secretariat, o doamnă, soră de-a noastră, căruia i s-a transmis că numai ora două pot să primească
memoriul nostru. Să fie înregistrate. Nu ne puteți ajuta să-l primească mai devreme? Nu promit nimic, acum asta, că nu pot să promit. Numai după două sunteți... Sunteți de acord? Da, da, da. Până când noi ne mai organizăm... Până dumneavoastră vă organizați, dați-mi voie să vă pot duce să pot o discuție asta la încât mesaj. Doamna profesoră, nu ai mers cu dumneavoastră. Atunci am să vedeți. Vreau să vă însoțesc dacă enoriașii îmi acordă creditul și vreau să fiu de față în momentul în care transmiteți acest mesaj conducerii arhiepiscopiei Alba Iulia. Eu sunt perfect de acord cu voi. Da, pentru că e normal. E normal să fim primiți. Noi suntem. Da, deși doamna profesoară merge împreună. Nu adevărat și nici bun, creștin. Ne-au învățat să avem familii, ne-au învățat să nu aruncăm cu piatra în cel care ne dă pâine. Mai mult de atât, ne-au rugat frumos și ieri, când au fost televiziunile în biserică, la biserică, a zis clar, nu mergeți la Alba Iulia, lăsați-mă singur. Nu cred că putem să lăsăm, pentru că nici el nu ne-a lăsat singur niciodată. Ăsta e unul dintre motive. Iar al doilea, pe care îl știu cu toții, știe toată țara, poate chiar toată lumea, verdictul conducerii de aici, de la Alba Iulia, s-a dat înainte de a fi vreo ședință, cum este astăzi, o analiză a cazului. Iar noi am venit să vedem de ce s-a dat acest verdict înainte de a fi judecată cauza. Eu nu sunt avocat, cum este doamna care a vorbit mai înainte, nu cunosc legile, însă atâta știu că de bun simț este ca un conducător nu să ia apărarea, nu, să fie obiectiv. Dar prima dată să zică, o să cercetăm cazul și o să vedem despre ce este vorba. Nu că o să-l dăm afară. Pe un om care de 20 de ani slujește altarului din Moșuni, n-a fost întrebat niciodată dacă e greu sau ușor, s-a descurcat cum i-a rânduit Dumnezeu și cum i-a ajutat frații din întreaga lume și... Astăzi, când trebuie să înghită gurile întregii țări, guvern nu avem, ministru, prim-ministru nu avem, dar toată lumea știe de Cristian Pomohaci, într-un sens negativ de data asta. Până mai ieri toată lumea l-aplauda, astăzi toată lumea se întreabă oare despre ce este vorba. Astăzi o să aflăm în Al Preasfinția sa, o să fie împreună cu consilierii, cu cei care sunt rânduiți pentru așa ceva și ne rugăm și de Înalt Preasfinția sa și de Dumnezeu să primim și noi un răspuns. Amin. Și cu siguranță o să-l primim. Dar o să-l așteptăm în pace și în rugăciune. Nu liniște, nu. O să strigăm, însă nu o să strigăm către oameni, ci către Dumnezeu. Mulțumesc că m-ați ascultat.